Luca, felicitări pentru golurile marcate la Naționala Under 19. Cum au fost meciurile cu Israelul? Mulțumesc frumos, au fost niște meciuri destul de dificile, destul de bune pentru noi și suntem foarte fericiți că am reușit să le câștigăm pe ambele. Ați fost mai mulți jucători de la Faru? Da, am fost destul de mulți, atât la U19 cât și la U18 și la U17. Asta dă dovadă că avem cea mai bună academie din țară și producem foarte mulți jucători. Pentru tine urmează un sezon important după ce ai debutat în Liga 3, acum ce îți propui? Îmi propun ca și la Națională să dau cât mai multe goluri și să am evoluții cât mai bune. Care este idolul tău ca jucător atacant? Idolul meu este Cristiano Ronaldo, deoarece depune foarte multă muncă. Cum vezi acum, după startul bun de campionat, următoarele meciuri pentru Faru? Sunt niște meciuri destul de dificile, dar trebuie să le câștigăm, să ne impunem stilul de joc și să adunăm cât mai multe puncte.